Și uite că mi-ai ridicat mingea la fileu, chiar vreau să vă anunț și mă bucur că ego.ro este partenerul meu, al nostru de fapt. În această perioadă vom lansa împreună cu atelierele Ilbach în parteneriat o școală de bune maniere, se numește Etiquette Finishing School, finishing, adică completează educația, aduce un rafinament la toată educația pe care am parcurs-o de-a lungul vieții și Andreea Ștefănescu va fi unul dintre trainerii principali la cursul online. Deci, practic, toată programa asta de bune maniere o să o faceți, iată, cu un trainer internațional de bune maniere și partea de mișcare, de atitudine și de eleganță o voi preda chiar eu. Deci, partea asta de care ține, într-adevăr, de lumea modelingului, pentru că modelele, prin definiție, ești un model, ești un etalon, adică tu, prin corpul tău, trebuie să vinzi, în ghilimele, haina de pe tine, adică trebuie să arăți atât de elegantă și să ai o postură atât de frumoasă, încât haina aceea să stea perfect pe tine și să îi dai, practic, să îi dai voce. Așa este, n-aș fi putut să spun mai bine, Dana, și asta e ceva ce spun oamenilor întotdeauna. Felul în care tu porți o haină poate să-i crească valoarea sau să o facă foarte ieftină, pentru că felul în care tu... You know, you carry yourself, nu știu, te cum prezinți, te prezinți în lume, da, cum mergi în lume, da, cum, ține mult de atitudine, să te îmbraci, culorile pe care le pui pe tine, accesoriile pe care le porți, felul în care le porți, felul în care comunici îmbrăcat în ținuta respectivă, toate sunt alegeri. Tot ceea ce se predă din punct de vedere al manierelor și faptul că noi spunem acum, ține genunchii apropiați, regle sunt apropiate, în niciun caz nu va fi ceva ce se impune nimănui. Este o alegere în viață. Absolut. Cred că libertatea vine cu foarte multe cunoștințe, cu responsabilitatea cunoașterii. Altfel ești doar ignorant. Nu poți să spui că ești liber în viață dacă nu ai cunoștințele necesare să alegi ce vrei și ce vrei să comunici în lume. Nu se impune nimănui, în general, dacă, pentru că sunt persoane care cred că nu este foarte constrâns. Din contră, eticheta nu eticheta te constrânge, îți dă libertate. Tu dacă îți dă știi, siguranță de sine. Siguranță, exact. Exact. Dacă ești sigur pe tine și atunci ai atitudinea corectă, respectuoasă față de cei din jur și te faci auzit, corect, te faci plăcut, atragi atenția într-un mod frumos și corect asupra ta, da. Și până la urmă, când te uiți în oglindă, ești și tu mândru de ceea ce vezi, pentru că ești propria ta creație, știi? Despre. Adică, uite, Iris Apple, care este un fashion international influencer, da, are 100 de ani și, într-adevăr, poartă niște ținute extrem de extravagante, puțin spus, da? Dar ea a spus un lucru și o citez acum. A spus: a fi stilat și a fi la modă sunt două lucruri diferite. Moda poți să o cumperi. Dacă ai bani, poți să o cumperi. Dar stilul este în ADN-ul tău. Stilul este în ADN-ul tuturor. Dar acest stil e ca diamantul acela neșlefuit. Trebuie să îi dai un contur, trebuie să-l rafinezi, trebuie să lucrezi la el, să șmirgheluiești, să-l construiești. Și asta vine doar prin educație. Și acum vreau să te întreb un lucru. La școala noastră de stat nu se predă ora de etichetă, da? Nici măcar la școlile private. Orele de dirigenție se preschimbă în ore de limba română sau matematică, adică se face mai multă materie pentru că... Dar avem internetul la dispoziție. Se poate rafina un om cu bune maniere, cu etichetă, doar dând un search pe Google? Sau chiar îi trebuie o școală de genul acesta, ce vrem noi să creăm acum pentru societatea românească? Pentru că în România nu există așa ceva. Vezi, Dana, e ceva ce am spus multora deja. Internetul este plin de informații, foarte puțină cunoaștere. Pentru că nu mai reușești să faci diferența între ce sunt informații greșite, postate și... Normal, internetul are această capacitate de a promova informații greșite și informații corecte fără a face o discriminare între exact. Cele două. Nu face o diferență. Și, exact. Da, și corect. Atunci, numai odată ce intri pe internet, și asta, uite, și din experiența mea personală, eu am un cont pe Instagram care a tot crescut.
și a trecut de 100.000 de oameni care urmăresc, eu n-am putut nici până în ziua de astăzi să găsesc pe cineva care să mă ajute la content, tocmai pentru că online, dacă nu eu predau, dacă nu ai un mentor care sau să treci prin școlile respective, să știi ce, să faci diferența între informații corecte și greșite, atunci este foarte dificil pentru cineva să poată să facă postări sau să promoveze ceva care este corect. Eu a trebuit întotdeauna să verific ce informații sunt postate și e important ca oamenii să înțeleagă că atunci când intri pe internet, trebuie să verifici dacă informația dar este sunt, corectă. Dar este o fiță acum, este un întreg fenomen. În ultima perioadă sunt influenceri care mai de care, care vin și ne arată cum trebuie să ne comportăm. Poate că e important că ei și-au ales să facă un astfel de o astfel de informare sau educație publicului larg, pentru că e clar nevoie de așa ceva. Societatea mie mi se pare că oricum nu prea mai ține cont de bunele maniere.